Imensa culme a făgărașilor de piatră poate fi o provocare pentru cei dornici de aventură. Pe o suprafață de aproximativ 2800 de kilometri pătrați, masivul dezvăluie peisaje amețitoare. Învăluiți în aburi cu voi adânci crescute domol din inima satelor transilvane, munții falnici fără egal sunt plini de sălbăticie și dificil de escaladat. Ei se întind între masivul Piatra Craiului și defileul Oltului, de la Turnul Roșu până la Cozia, pe o distanță aeriană de peste 70 de kilometri. Îmbătați de mireasma poenilor scăldate în soare, admirând cascade și lacuri glaciare, ne desfătăm privirile în împărăția lor. Parcurgerea crestei Făgărașilor într-un sens sau celălalt necesită 4-5 zile de efort intens și vreme bună. În ciuda reliefului spectaculos, modelat de ghețari, făgărașii sunt lipsiți de pereți înalți. Muchiile orientate spre nord sunt însă destul de sportive. Gradul de dificultate variază între 1B și 4B. În funcție de perioada de explorare a făgărașilor, este nevoie de un echipament de munte adaptat la condițiile de aici. Temperatura medie anuală la peste 1800 de metri este de 2 grade Celsius. Mai sus de 1800 de metri, iarna durează 6-7 luni. Cea mai friguroasă lună este ianuarie, minus 11 grade Celsius, iar cea mai călduroasă este luna iulie, 7 grade Celsius. În zilele de vară, temperaturile pot atinge 25 de grade Celsius. Vremea este însă capricioasă și trece rapid de la cer senin cu soare la furtună. Drumul Maiorului este o cărare abruptă care se strecoară printre stâncile versantului sudic al Făgărașilor. Este ceea ce se numește un urcuș cinstit. Acum suntem în Șaua Paltino. Am plecat de la Cota 2000 la ora 8:30. Am urcat pe drumul Maiorului și o să ne continuăm drumul până la Călțun, unde o să ne punem tabăra. Iar de acolo, mâine o să plecăm spre Negoiu. Aici, în spate, avem căldarea Bâlii. În dreapta, vârful Netedu, primul vârf. După care urmează vârful Văiuga și undeva mai în spate vârful Buteanu, 2507, cel mai folosit 2005 iar. În stânga avem colții Bâlii și undeva mai încoace Șaua Doamnei. Avem lacul Bâlea în spate, un foarte frumos lac glaciar, 11 metri adâncime, de asemenea și cel mai vizitat. Ne bucurăm că e vremea bună și să sperăm că așa o să fie în continuare.
Din șaua netedului, poarta accesibilă a rezervației faunistice Arpășel, privirea cuprinde o nesfârșită succesiune de culmi înalte, care ascund văi glaciare complexe, suspendate sau simple, vârfuri ascuțite și pinteni, ace și turnuri masive aliniate cu minte pe frontonul alpin. La Bâlea vin foarte mulți turiști nemți. Un grup destul de numeros urcă spre creastă pe traseul de acces dinspre Bâlea spre șaua Paltinului. This way expand our holiday in mountains. Where are you from? Czech Republic. You are for the first time in Romania? Yes. You like here in Făgăraș? Yes. Transfăgărășanul și Bâlea apar în majoritatea ghidurilor internaționale dedicate motocicliștilor. Aceștia l-au inclus printre traseele de aventură preferate din Europa. Mulți turiști vin aici pentru schi, alpinism sau pentru a vizita hotelul de gheață, construit în fiecare iarnă din blocuri de gheață scoase din lacul Bâlea.